Ambarcațiunea supraîncărcată face curse non-stop de 48 de ore. Pe marul din Ucraina sunt mii de oameni speriați de bombe și explozii. Mulți fug din calea războiului pe care l-au simțit deja pe pielea lor. Alții n-au mai așteptat războiul să ajungă la ușa lor. Oamenii din comuna Ismail au auzit exploziile din Odessa. De ce te-ai speriat cel mai tare? Imaginile sunt sfâșietoare. Copii de grădiniță trag după ei bagaje mici cu greu. Fiecare își cară strictul necesar pe care l-a putut lua într-o valiză, iar mamele înconjurate de copii sunt pe toate cursele care ajung în granița română. Cu șase copii! Soțul e acasă și le trăiește. Unde este el? La Franța. Care au putut sau ascuns din tăi au mers, toată lumea e speriată și toată lumea e îngrijorată. Acolo noaptea trecută a fost o alarmă că vine o bombă din partea Crimeei spre orașul nostru. Și la Nicolae spune pe Darmată, dar noi ne-au dat, au spus să ne dăm prin Becer. Și majoritatea care au avut Becer s-au dat prin Becer astea noapte, noaptea trecută. Oamenii continuă să vină în număr tot mai mare. Vedea traficul în PTF Isaccea este unul foarte ridicat. Valorile rămân undeva constante, ridicate într-adevăr, dar rămân constante. În aceste condiții, tulcenii și constanțenii care susțin independența și suveranitatea Ucrainei au început să se mobilizeze pe rețelele de socializare pentru a-i ajuta pe refugiați cu orice este posibil, cazare, haine, alimente sau bani. Și totul este gratuit. Localnicii cu suflet mare nu așteaptă nicio recompensă, iar solidaritatea este copleșitoare. Nu acceptăm bani pentru ceea ce facem, niciun leu, deci sub nicio formă nu acceptăm bani, facem pe resursele noastre. Au fost montate corturi pentru ca cei veniți din calea războiului să se refugieze. Aceste corturi îi ajută să treacă prin punctul de tranzit, se încălzesc, ori stau aici până găsesc un mijloc de transport spre destinația finală. Pentru acoperirea cu eficiență a solicitărilor în Tulcea, la Isaccea, turele de serviciu au fost suplimentate cu pompieri chemați din timpul liber.